Dar personal, excludeți o variantă de guvern PNL, PSD sau PSD AUR? Personal, nu sunt de foarte mult timp în politică, mai la București, sunt deja la al doilea mandat de parlamentar, dar sunt de tânăr în partid. Eu personal am învățat că în politică nu trebuie să excluzi nimic. Dar asta nu înseamnă că o alianță trebuie făcută doar cu dorința de a fi la guvernare. Cum s-a făcut această alianță și vedem că nu funcționează, ci o alianță trebuie făcută și realizată pe principii clare. Consider că alianța am avut noi cu ALDE a fost o alianță care a adus până la urmă dezvoltare în România, nimeni nu poate să nege, care a adus creștere economică sustenabilă și mai ales care a știut să împartă creșterea economică și către mediul privat și către veniturile populației. Pentru că până la urmă ce este o creștere economică în România dacă cetățenii nu o resimt în buzunarul lor sau în orice țară, nu numai în România?